Sătul meu, eu sunt Paladin și bun venit la un adventure map numit Terra Swoop Force. Aveți acolo, de fapt acum e aici, uite, m-am pus aici să vedeți. Așa, împreună cu Ista, Pestial, Sal. Ok, hai să facem asta. Aici e o muzică, am testat-o, aici un sonor, un sound. Ok, tu ai pornit filmarea. Sau tu nu filmezi, ok. Aici, dacă tu vezi scări aici, eu văd scări, multe scări, tu? Eu văd un calculator. A, și eu, hai mai departe. Click here to enter the map. 3, 2, 1, și... Make sure the... deci, punem open to land dacă suntem în clipe. Dar noi nu o să facem asta. Bun, ce facem aici? Ce trebuie să facem? Ceva în chat, nu? Îmi place. Stai un pic. E aici ceva cu chesturi multe. E ceva pe acolo? Nu. Scoale, really? Ok. Da. Uite, hai aici în față, hai să căutăm tot. Ok, nu e nimic important. Probabil, ok. Bun, hai jos. Lua, ce fain. Auzi, ce fain e scara asta și sunetul ea. Da, o schimbat fiind ca să fie așa mai metalic, știi? Stai un pic, că vreau să nu mai fix ceva. Așa, okay. Hai. Opa. Bun, ăsta era un elicopter, de fapt. Ok. Da. Au. Ok. Oh, avem aici niște chestii. YouTube, așa, Twitter, chestii, Twitch. Direct is ok, e făcut prin Patreon. Sunt ești, bă? Ah, salut. M-a ascuns. Hai că noi nu o să mergem pe drum, o să luăm pe lângă. Și asta n-am fost spăiești. Stălea, că e un om acolo, cum dau zoom nu la Optifine? Sau nu pot? Cu C. Așa, gata. Sunt niște oameni acolo, villager, probabil. E aici ceva ciudat, vină cu A. Unde ești? Castel! Desărit! Vină cu A. Ia stai un pic. Stan, apostrof, S, Bounce, a, castel de sărit, castelul lui Stan de sărit. Da. Nu-mi place, hai de aici. Îmi place. Uite un cap aici random. Bine, nu e un con. Da, da, normal trebuie să fie un cap care are. Ce tare au construit ăștia? GDL. Da, și că vorbește lor. We were expecting you almost half an hour ago. But being a tad late is far better than being melted to death and never showing up, am I right? Okay. Okay, we're already running late, so you should probably head upstairs to begin Alan's briefing on the mission. Good luck. Merci. See you soon. Oh, gata. Oprește-te. Așa. Are they gone? Da. A plecat. Are we finished? Da, sper. Ce faci, bă? Okay. O să spio. No smoking. Bă, tu fumezi? Nu. Ce-aș fuma, lol? Tu nu o faci. Lol, ce șmecheri ești? Ce mult o să se fac capa, cred. Lol, uite-te la ăștia. Stai un pic. Floor 2. Floor 0. Workshop. Nu, stai, nu zis că trebuie să o luăm. Sus, dar hai să mai explorăm pe aici. Tu nu știi că trebuie să luăm sus. Bă, ce cu ăsta? O zici ceva, nu? Ei, vorbesc acolo, uite. Alți oameni. Hai pe aici. Salut. Au toți accent englezesc. Nu înseamnă că o să am mult să fac mapa. Mă simt ca în GTA 5. Când treci așa pe lângă de ăștia și vorbesc așa cu tine. Interesant. Deci, noi ar trebui să luăm sus? Dar care e scopul acestei mape? Nu înțeleg. Ci că mergi cu Eitrau. O să vedem noi, nu știu. Încă este o ușă care n-are buton. E un laborator ceva. Interesant. Frumos. Place. Și care moade, bă, vină cu what? Ok, și acolo era ușă. Generator. Uite un om. Păi ce voce are asta? Păi ăsta e generatorul, atâta un... Ok. Uite, asta e o cafeterie, bă. Deci mănânci. Hai să mâncăm ceva de acolo. Mie, hai! Și lui Dani, dacă era și el aici. Stai. Bă, astea ar, dar n-au nimica. Îmi place chestia asta. Oh, am găsit ceva. Stan loves you. Stan's the kind of guy who's not that great at socializing. Okay. Stan's the kind of guy who gets a ton of salary from his workers. Out of. Bă, tu știi că dacă sunt oameni care nu știu engleză, nu știu astea, nu? Tradu tu. Mamă, câte semne îs. Stai. Cred că asta e unde ești? Uite, Stan e șeful aici, să ții minte asta, da? Da. Stan e omul care
Dar ăla vine cu ăla, lasă, lasă, ăla vine cu ăla. Stai un pic, că poate e chestii importante. Nu, dar nu-i omul care nu-i... Care ascultă, n-are... Ascultă-mă, nu-i nimic n-are, acolo. N-are propriu oficiu, cred. Vino încă. Ascultă-mă, vino încă. What? M-ai închis, ok, mersi. Haide rău. Te-am testat, haide. Hai sus. Hai sus. Sus. Să ne jucăm. Hai, mai sus. Da, pe acolo. Pe aici, bă, vino pe aici. Acum. Aici, unde ești? Vino. Uh-huh. Ce tare arată asta. Hai la... N-avem voie la parter, ok. Dau mai jos. Oh, pres... Poți să stai pe astea pe jos, bă! Cum? Uee, ce fain! Știu. Prezentare? Ce folosește? PowerPoint? Hai, ia loc! LOL! The following is a GDL certified presentation, recorded and made for strict use of the GeoDescent LabGrams only. Auzi. Ia să vedem. O să explicăm după ce înseamnă tot asta. Welcome to Geo Descent Labs. Your camera we're digging filmat. Into the past is of the past because we're digging into the future instead of the past. Get there. My name is Alan Columbus, and I'm the one in charge of running the operations here. So please do take a seat, as the following presentation will outline your mission in adequate detail. Right. Approximately 30 years ago, we sent a bore drill with a two-man crew to create a tunnel to the center of the Earth. However, once that drill reached the core, we lost all communication with the crew. And, well, the crew themselves. So, the project was completely shut down due to the unforeseen casualties. I mean, I say unforeseen, but you know. Noi trebuie să ne ducem acolo, nu? Now, fast forward to about a year ago, we discovered a new type of rock deep down in the earth named Noxesium, that when cooked at a temperature of 3,456 degrees, along with a cow's udder, apple cider vinegar, a few gummy bears, dried washing up liquid, and a spleen of a... You know what? It allowed us to create a new... into a fully fledged metallic wingsuit named the Thermal Flight Armor 1541. Oha. This suit is made to withstand the highest heats known to man, and so we believe the center of the Earth. This is where you come in. You have been hired for a mission to fly down to the center of the Earth wearing the Thermal Flight Armor 1541 to rescue the long-lost bore drill. Providing that it's intact, you should be able to use the power in your suits to power it up and drive it all the way back. It would also be nice to recover the bodies of the crew we lost and bring them back for their families. Okay, let's talk about how you're going to do it. The bore drill gradually made its way to the Earth's core through three separate tunnels in a zigzag formation. You will glide using your suits all the way down to the center of the Earth through these tunnels. At the end of tunnel one and two, there is a base camp that you can use to rest up at. However, beyond tunnel three, well, it's all on you at that point. Always. Listen, I don't know what you're going to find down there, but I'm sure you all agreed upon the possible dangers when you signed up for this job. Cumva, n-a semnat nimica. As soon as this brief is finished, you'll head out the door behind you and follow the route down to the armory where you will equip your brand spanking new Thermal Flight Armor 1541 and then progress to the drop zone. Bă! Trezește de loc! S-a terminat aproape. Sasha? Is it possible to get this recording to, self-destruct after it's finished? You know, like the Mission Impossible film. No? What do you mean no? Okay. Okay, never mind. Ok, hai ca să vă explic care-i treaba cu chestia asta. Kaboom! Kaboom! Oprește-te! Bun, noi tot timpul ăsta am fost supravegheați. Lol, ce fain e proiectorul ăsta. Ok, ai s-o deschis aici ușă. Nu te duncă. Bun, tot ce te... Deci, noi cum ar ne-am semnat... Vreau să le zic neapărat eu la sfârșit. La sfârșit am vrut bine, să, să autodistrugă acest proiect. Perfect. De pe PowerPoint. Și a întrebat-o pe Sasha, fata aia de la început, dacă există o cale. Și el nu și-a făcut un kaboom. Hai, bun, acum,
Noi cum ne-am semnat pentru misiune să ajungem în centrul pământului și găsim doi membri ai primului echipaj, cum noi suntem echipajul 2, ceva genul, știi, adică a doua misiune și da, să vedem dacă sunt acolo, probabil, adică atâta zice, să ajungem până acolo. Și ne-a arătat o hartă, ne-a explicat chestii care n-au sens și chestii de-astea, ați înțeles voi lucruri neimportante pentru misiunea noastră, adică... Băi, ce nu mă aștepți? Hai, vino, te-am așteptat! Miroseam și plantele. Mai întâi, intrăm... Luule, ce sunt toți ăștia care au fost în hala din Guinea. Care au ajutat. Stand the kind of guy. Ah, lol, ăsta de la Easter egg-ul ăla. Mulți oameni pe aici. Cine știe cine e Stan? Steve, Stan din New... În fine. Cred că trebuie să o luăm pe aici, nenea. Bine. Stai, o ultimă priveliște de pe... De pe suprafața... De pe suprafața pământului. Ce frumos. Soare. Uite, noi am venit cu elicopterul. Îți dai seama câți bani au ăștia din... Eu adus cu elicopterul aici. Ne dau echipament super. Da, da, da. Totuși n-au putut să salveze doi oameni. Și... un calculator. Un om. Calculator. Car elevator. To the armory. Apas. Ok. LOL! De-aia cum mergem cu liftul. S-aud voci. Doar tu plutei la moment dat. LOL! Ok. Și era și mult de asta. Ah, stai, o ușă închisă. Ok. Salut, oameni. Oh, uite câte chestii. Videofo. What the? Bă! Ne-au adus armuri. Am crezut că o să cadă aici. Să ne alegem culoarea, nu? Da. Uite, uite un rechin. Uite un rechin. Stai, noi nu avem moduri pe Minecraft. Cum e asta aici? Nu știu. Ce șmecherei. Lol. Eu vreau roșu. Eu vreau albastru. Stai un pic, stai să vedem ce pe... What? Mi-a schimbat și skin-ul. Sau nu, cred că știu cum a făcut. Shark feeding, ok. Bun, hai că mă duc să-mi ieși eu. Albastru. Aaaa! Bă, vorbește Gladus cu noi, bă. Ok. Ok. Wing seat. Ok. Ok, stai că mă verifică. Gata. Bă, hai să zic. Asta zici că e GLaDOS. Așa, hai să zic o chestie. Uite, stai. Vorbiți asta. Auzi. Deci, nu trebuie să intrăm în lavă în chestii și... Chestia asta, adică Ellie, care e de fapt e de fapt în creierul nostru, ceva gen în costumul nostru și ea o să ne ajute pe parcursul acestui drum. Da, nu, hai să zic o chestie. Uite o oaie sau ceva acolo. Tu vezi că ne-a modificat skin-ul, nu? Da. Dar dacă cred că au făcut. Fiindcă s-ar putea ca mâna noastră să fie în relief și să fi pus, mă rog, mai greu de explicat, că armura să... Nu fine, lasă asta. Hai mai departe. What? Ești pregătit? Stai, zice ceva uite important. La mine, uite la mine. Știu, ai elitra. Ba nu, ești de fapt TFA 1541, ok. Bun, zice să nu aterizăm cu asta până nu ne bagă land gear-ul, ok. Ok. Salut, omule. Nu știu cine e ăla. Ok. Asta e că acum ne... What? Nu cupuri și cu... Jump again, mid-air, to activate your rings. Ok. LOL. The Terra Swoop Force has arrived. Descent sequence will initiate upon activation of the hatch door controls. Woo! Aplauze! Ok. Haide. Only drop noi. Master floor hatch is fully opened. Zici că să sărim doar când este chestia. Stai, ești pregătit? Da. LOL. Ține-mă de mână. Nu, bă! Ok, hai că o să deschid așa. Ok. What the fuck? Shhh.
A zis moarte? Da. Bă. Ok. Hai da! Ce faină e! LOL. Mamă! Și și melodia asta pe fundal. E șmecheră, nu? Oh, fuck, am căzut. Ah, nu! Nu! Au! Mate. Hai da. Bă, bun, deci trebuie. Asta e poarta 1 cum ar veni și tot ăsta e săpat din chestia aia. Ce asta pe first person? Eu stau pe first person. E pe third? Nu, pe first person. Tot e mai greu. Un excavator, o mină. Hai că-s curios ce chestii mai sunt pe aici. Lol, s-a schimbat și... S-a schimbat și muzica. Ok. Lol. Ce șmecheri mapa, nu poți să cred. Știu. Ce muncă faină a făcut ăștia. Avea că n-a venit și Dani, bă. Asta e. Hai să vedem. Percuție. Mama, dar ce viteză ai prins tu acolo. Dacă intru în apă nu-i bine, nu cred. Cred că te dar de fac. Uite, am ajuns acolo. Mai am un pic. Am ajuns. Băi, am ajuns. Ok. Trebuie să mă aștepți. Ori okay. Îmi dau TP, îmi dau TP? Nu, te aștept. Te aștept. Oricum ajuns eu. Nu da TP, te aștept. Te aștept. Tu să randezi acolo și să dai cut-uri, fiindcă eu... Ok. Mamă, ce bază faină. Adică, au făcut o bază aici. Uuuu, chestii unei cobori. Doamne, cât de tare e, frate. Știu. Oh, fuck. Please press to circle iron lock. Will teleport al press to you. Silly Sally. What? Ce m-a teleportat la tine? M-a teleportat la tine. Da, am apăsat butonul ăla. Ah, păi nu trebuia să apeși, mă. Că dacă apeși, ne teleportează pe amândoi. Și nu vroiai? Nu, păi trebuia să mai fac carta, mă rog. Tu vrei oricum să te teleportezi prima dată la mine? Da. Ok, da, deci de ce continuăm? Ok.